virgulă bucătarul de la show-ul culinar care a povestit că ucidea animale și le incendia, a rămas șomer. Decizie drastică a patronilor restaurantului din Chișinău. Concurentul din Chișinău de la show-ul culinar care a povestit că ucidea animale din plăcere a fost concediat de la restaurantul la care lucra. Tânărul din Republica Moldova care le-a povestit chefilor Bondea, Dumitrescu și Scărătescu despre obiceiul lui de a ucide tranșa și incendia câini și pisici a stârnit un val de furie din partea iubitorilor de animale care au luat cu asalt site-urile de socializare. Mai întâi, Vasile ce a fost desfințat pe pagina lui de socializare, care a primit câteva sute de reporturi în câteva ore, iar contul acestuia a fost suspendat. Ulterior s-a aflat că moldoveanul lucrează la un restaurant din Chișinău, iar pagina locației a fost invadată cu mesaje prin care se cereau măsuri împotriva psihopatului de la chefii la cuțite. Șefii restaurantului, și noi suntem șocați, punct în cursul zilei de ieri. Patronul localului a decis concedierea lui Vasile C., lucru anunțat pe pagina de socializare a restaurantului. Și noi suntem șocați. Noi nu tolerăm asemenea tip de cruzime față de animale. Nu toți oamenii spun adevărul. El niciodată nu a menționat acest lucru și nici nu avea cum să scrie așa ceva în CV. Această persoană a fost concediată și vom face tot ce ne stă în putință să fie pedepsit, virgule, au scris șefii restaurantului din Chișinău pe Facebook. Ulterior, pentru că mesajele continuau să vină, pagina a fost suspendată de Vasile C. Este un bucătar din Chișinău care s-a înscris la emisiunea Chefii la cuțite punct în fața juraților. El a povestit semn că este pasionat de vânătoare, dar și că ucide câini și pisici pe care le jupoaie și le incendiază. Întrebat de ce face acest lucru, el a declarat că este curios cum sunt animalele pe interior. Imaginile au fost difuzate pe post, producătorii optând să nu le elimine deși show-ul a fost filmat cu câteva luni în urmă.